Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV. Și vă invităm să vă abonați și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, pentru a fi la curent în timp real cu toate știrile, toate noutățile și toate emisiunile pe care le puteți găsi acolo. Vă mulțumim ca de fiecare dată că sunteți alături de noi zi de zi. Discutăm astăzi despre controlele pe care inspectorii de muncă din județul Hunedoara le-au efectuat în ultima perioadă, dar și despre planul pe care ITM Hunedoara îl are pentru acest an, privind și unele controle, dar și campanii de informare, fie a angajatorilor, fie a angajaților. Sunt destul de multe necunoscute, poate pentru unii dintre ei, tocmai de aceea și cei de la ITM încearcă să le ofere, să le furnizeze cât mai multe informații înainte de a se ajunge la sancționarea unora dintre ei. Așadar, astăzi alături de mine este domnul Adrian Bozdog, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine m-am regăsit! Sunt cu siguranță, la fel ca în fiecare an, așa cum ne-am obișnuit în multe domenii, sunt și noutăți și cumva vine și în sarcina dumneavoastră această informare a cetățenilor cu privire la și la modificări, dar și la ce ar trebui să facă pentru a nu fi sancționați unii dintre ei. Și știu că de-a lungul timpului am discutat cu dumneavoastră, sunt și angajatori care fie încearcă să mai ascundă anumite lucruri, dar și angajați care cumva se complac în situația de față, și aici mă refer și la munca nedeclarată, mă refer și la cei care aleg să lucreze fără forme legale. O să discutăm pe parcursul acestei emisiuni și despre acest lucru, care la un moment dat devenise așa un fenomen în România. Nu știu dacă între timp s-au mai schimbat lucrurile sau nu, și asta poate și datorită campaniilor de informare, poate și datorită emisiunilor, de ce nu, de informare a cetățenilor cu privire la acest lucru, dar asta o să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți dacă într-adevăr s-a mai diminuat puțin acest fenomen. Da, acum ce pot să vă spun referitor la munca fără forme legale? Există un trend descendent în județul Hunedoara, dar nu atât de coborât pe cât ne dorim noi. Nu pot să fac o analiză a ceea ce se întâmplă, deoarece este, nu știu cum să-i spun, un lucru care foarte greu cuantificabil la nivelul percepției angajaților și angajatorilor, pentru că există și această înțelegere între angajat și angajator de a nu încheia acel contract de muncă. Noi încercăm și facem tot posibilul să diminuăm această muncă fără forme legale prin toate campaniile, cum spunea și dumneavoastră, pe care le desfășurăm pe linia relațiilor de muncă și prin biroul nostru specializat pe combaterea muncii nedeclarate, exact așa se și numește, compartimentul muncă nedeclarată, unde ne desfășurăm activitatea cu 7 oameni, 2 la Petroșani și 5 la Deva. Din păcate, pierdem oameni în fiecare lună, ca să nu spun an, că an pierdem mai mult, dar aproape în fiecare lună pierdem cu cineva prin pensionare, prin plecare voluntară din cadrul inspectoratului. Și ne este din ce în ce mai greu să acoperim numărul total de firme din acest județ. Dar este un județ destul de greoi din acest punct de vedere, pentru că sunt foarte multe firme, așa cum spuneați, în județul Hunedoara, și problemele implicit sunt la fel de multe. Da, firmele în județul Hunedoara se ridică undeva la în jurul cifrei de 9.000 și ceva, cu număr de aproximativ 90.000 de contracte de muncă încheiate, și noi suntem, după cum vă spuneam mai înainte, suntem destul de puțin ca să acoperim toată zona. Încercăm să facem un plan de propriu de acțiuni avizat de către Inspecția Muncii la începutul fiecărui an și să mergem pe firmele cu risc ridicat de folosirea muncii fără forme legale, mergem pe firmele care au fost descoperite anterior cu muncă fără forme legale și mai nou încercăm să scoatem de pe piață. Greu, dar o să încercăm să facem tot posibilul să scoatem munca subdeclarată, pentru că dacă munca nedeclarată începe să nu mai fie un flagel la nivelul județului Hunedoara,
munca subdeclarată încă este un lucru care trebuie combătut. De ce spun chestia asta? Pentru că la acest moment un număr foarte mare de lucrători din județul Hunedoara lucrează pe salariu minim pe economie. Acest salariu minim pe economie, 3300, după cum știe toată lumea, probabil că de 1 iulie, din ce se preconizează, va ajunge la suma de 3700 de lei. Nu este de fiecare dată suma reală pe care angajatul o primește în buzunar, ca să spun așa. Uneori este mai mare? Uneori este mai mare și încercăm pe această cale și eu rog și pe această cale pe cei care beneficiază până la urmă de aceste sume, să le spun între ghilimele compensatorii, că altfel nu le pot spune, sau sume la gri, să vină în întâmpinarea noastră, să încercăm să intrăm în legalitate și ei și dânșii, și dânșii vorbind de angajați, ei angajatorii, noi să lăsăm măsurile necesare pentru ca salariul efectiv pe care fiecare lucrător îl primește în mână să ajungă și la prin contribuții la bugetul de stat, pentru că contribuțiile plătite mai mari înseamnă pensie mai mare, înseamnă o asigurare de sănătate mai bună, tot ceea ce derivă din sumele plătite în plus către bugetul de stat. Acest lucru de cele mai multe ori se întâmplă cu acordul ambelor părți, așa cum spuneați. Nici nu s-ar putea altfel. Există o anumită înțelegere între cei doi factori, dar sunt angajați care au venit de-a lungul timpului să reclame acest lucru la ITM, au acest curaj, să spunem, pentru că ar putea risca să-și piardă și locul de muncă. Da, iar teama zilei de mâine este... Da, chiar evidentă. Zilele trecute am registrat o petiție a unui cetățean din județul Hunedoara care ne spunea că are la salariu, ca și salariul de încadrare, salariul minim pe economie și suma pe care o primește în mână este de 4200 de lei. Deci asta înseamnă că de la 2079 de lei, cât e salariul minim pe economie net la ora actuală, până la 4200, e o diferență destul de mare. Încercăm vrem să reușim să demonstrăm că aceste sume sunt plătite la gri, la negru, de fapt ele sunt, sumele sunt la negru, totalul sumelor plătite sunt, e o muncă la gri, cum îi spunem noi, dar să știți că este foarte greu, pentru că odată ajunși la sediul angajatorului, noi ne bazăm doar pe documentele pe care le primim de la angajator și pe declarațiile celor care lucrează. Am greu de dovedit diferența aceea pe care o primim. Până acum am reușit în vreo câteva controle, undeva la 10 controle, să dovedim această muncă la gri și am reușit să restabilim suma reală a salariului pentru angajat. Dar, repet, trebuie să vină în întâmpinarea noastră cu sesizări și să nu mai sesizeze acest lucru în momentul în care pleacă de la locul de muncă. Pentru că nu putem dovedi acest lucru dacă ei dânsi nu mai sunt acolo. Noi ne bazăm pe hârtii. Pe hârtii nu o să găsim niciodată un salariu la gri. Și asta e foarte clar. Există ca o paranteză, o singură dată am găsit aceste chestiuni și era vorba de un domn inginer în construcții care primea pe card din contul firmei salariul de pe statul de plată și în buzunar tot pe card intra din contul patronului diferență salariu și atunci erau dovezile clare. Exact. Da, și mai exista posibilitatea, asta era fost un noroc din partea noastră, vorbesc de lucruri ușoare la momentul descoperirii acestor chestiuni, în momentul când inspectorii de muncă erau în control la firma respectivă pentru acest lucru, s-a prezentat petentul absolut fără nicio legătură cu inspectorul de muncă și într-o ceartă cu patronul, patronul a recunoscut, da, mă, îți dau și ce dacă îți dau. Asta de față cu inspectorii, de muncă. Atunci astea au fost lucrurile simple. În rest, ne zbatem să găsim, să facem dovada și avem și un protocol de colaborare cu Direcția Județeană Antifraudă. În momentul când există această suspiciune de muncă subdeclarată, facem o adresă prin care punem toate dovezile către Direcția Județeană de Antifraudă pentru a verifica sursa veniturilor suplimentare care ajung în buzunarul angajaților, astfel încât
să existe o corelare între sumele care intră legal în firmă și sumele care iasă ilegal din firmă. Și atunci poate că cele două instituții și reușesc să mai diminueze acest flagel care, din nefericire, e în creștere la nivelul județului Comedar. E clar un beneficiu, să spunem, îl are angajatul în condițiile în care, iată, e bucuros că primește mai mulți bani, chiar dacă nu are și în acte legal acea sumă de bani. Angajatorul e fericit că, așa cum spuneați, nu plătește taxe mai mari către stat, însă sunt în ilegalitate, practic. Da, ei sunt în ilegalitate pentru că și acceptarea presupune, exact ca și la munca fără forme legale, acceptarea beneficiilor de acest gen poate fi sancționată de către inspectorii de muncă. Așa cum articolele din Codul Muncii spun că cel care acceptă să muncească fără contract sau la gri poate fi sancționat cu sume între 500 și 1000 de lei pe lună, noi în acest an am sancționat două persoane fizice pe această temă și faptul că de obicei sancționăm cu avertisment. Dar faptul că au fugit de la fața locului și am descoperit prin anumite documente aflate și găsite la, pentru că își lasă tot felul de documente la fața locului când fug din locul de la locul de la locul de muncă, îi faci vulnerabil în momentul ăsta. Faptul că nu colaborează cu noi și nu încearcă, că până la urmă pe ei vrem să-i ajutăm, nu au contracte și să-i punem în legalitate, dar dacă ei acceptă și fug, atunci nu avem altă soluție decât să-i sancționăm și pe ei. Cred că e a treia amendă pentru persoanele fizice de când sunt eu la inspectorat, dar vă spuneam, nu sancționăm persoanele fizice decât cu avertisment în momentul în care îi găsim fără forme legale. Dar acolo unde se vede și legătura directă și acceptarea directă a acestei munci, putem aplica și sancțiuni care, după cum spuneam, sunt între 500 și 1000 de lei. Pe raza orașului Simera s-a întâmplat una dintre acestea și una pe raza municipiului Deva în acest an. În ce domenii de activitate sunt ambele au fost în construcții. Ambele au fost în construcții. Sunt și joburi sezoniere, să spunem, și atunci își permit cumva să mai jongleze cu aceste contracte. Da, dar să știți că se regăsesc în toate domeniile de activitate, și în comerț, și în producție, peste tot se întâmplă lucruri de genul ăsta. Găsești firme pe controle de noapte, firme închise, vorbesc de cheie, nu de închise de la Registrul Comerțului, care nu ai acces, nu poți să intri și îi țin acolo închiși ca să lucreze fără forme legale în așa fel încât să nu poată fi descoperiți. Dar oricum noi nu abandonăm ideea, venim a doua zi, a treia zi, până când reușim să intrăm unde trebuie să intrăm. În ultimii ani foarte mulți străini au venit în România, lucrează în diferite domenii, fie că vorbim de, nu știu, domeniul ospitalier, fie că vorbim de construcții și așa mai departe. Sunt probleme și cu ei, cu acești străini care au venit să lucreze în România? În județul Hunedoara, că și aici întâlnim destul de des și pe stradă, dar și în anumite instituții și firme astfel de oameni. După cum se știe, sau probabil că ar trebui să se știe, la nivelul României, prin hotărâre de guvern s-a stabilit contingentul de cetățeni străini non-UE care pot presta activitate în România pe baza unui permis de ședere normal și a unui permis de muncă eliberat de către imigrări, el este în sumă de 100.000 de lucrători. Da, în județul Hunedoara sunt și facem controle comune cu cei de la imigrări. Din punctul nostru de vedere, nu au existat probleme deosebite, adică persoane fără contract de muncă. Dar au existat probleme și foarte multe sesizări, foarte multe și, mă repet, foarte multe sesizări pe neplata drepturilor salariale de către angajatori cetățenilor săini. Toate că există un contract de muncă. Toate că există un contract de muncă, da. Oamenii aceștia nu-și primesc salariile. Pe asigurarea condițiilor de muncă, a echipamentelor de protecție, a condițiilor de trai, pentru că ei sunt obligați printr-un contract să le asigure anumite facilități cetățenilor străini. O cazare, o masă, și aici intervin problemele. Stau câteodată
foarte mulți într-o cameră, nu au condițiile necesare să se spele, să se și vin spre noi cu anumite probleme. Dar din punct de vedere al contractelor de muncă nu există probleme de genul ăsta, iar acolo unde ar exista, să zicem, emigrările aplică legea lor de funcționare și expulzează din țară cu interdicția dreptului de a mai reveni în România pe 2 ani de zile. Până la urmă nu sancționăm noi, sancționează ei. Bineînțeles, și amenda lor este similară cu a noastră, este vorba de 10.000 de lei pe angajat descoperit. Vorbind similară cu a noastră e 20.000 cu 10.000 în 15 zile. Deci se poate plăti 10.000 de lei jumătate din minimul aplicat. Aici, după cum spuneam, nu sunt probleme de genul ăsta, dar intervin problemele de condiții de muncă, echipament de protecție, timpul de muncă și odihnă. Nu le sunt asigurate acestea? Nu le sunt asigurate. Sau refuză angajații să le folosească? Nu le sunt asigurate, în mare parte. Ei, să știți că, din punctul de vedere, și nu vreau să fiu rău sau să fiu greșit interpretat, să știți că sunt mult mai silitori și atenți la purtarea echipamentului de protecție decât ai noștri. În cazul în care au acel echipament. În cazul în care li se pune la dispoziție acel echipament. Pentru că îi găsești pe șantiere, de exemplu, îi găsești echipați cu șalupeta, cu numele firmelei pe spate, cu bocancul, cu bombeu metalic, cu cască în cap, cu ochelari de protecție. Ceea ce la noi trebuie să tragem de ei ca să chit că ni se pune la dispoziție de fiecare dată normativul și fișa de magazie cu eliberarea echipamentului nu se folosește. Drept dovadă, am avut în zona Lunca Cernii acum un accident de muncă într-un parchet, accident soldat cu decesul lucrătorului, care putea fi evitat 100% prin purtarea căștii de protecție. La tăierea unui arbore, o creangă nu foarte groasă, agățată între doi copaci, prin tăierea un copac a scăpat din agățătură și l-a lovit direct în cap, căzând jos, lovindu-se în cădere și de drujba pe care o folosea, dar eu sunt convins că acea cască îl putea feri. Totodată putem spune că da, și purtarea căștii câteodată nu te ajută. De exemplu, pot să-l dau accentul din zona gării, de pe traseul căii ferate, unde un lucrător turnând în beton, încălcând instrucțiunile proprii, stătea sub brațul pompei, brațul pompei rupsându-se, lovindu-l în cap, având casca, n-a avut rând la cap, dar a suferit trinse sperietură, fiind și mai în vârstă un atac de cord, astfel încât a murit din cauza atacului de corn, din cauza loviturii la cască. Dar e tot un deces, dar casca l-a protejat că putea să fie mult mai gravă situație, mult mai gravă în sensul că era și desfigurat, nu neapărat alte. De asta spuneam, nu sunt probleme cu cetățenii străini din punctul ăsta de vedere, dar avem celelalte. Și probabil să le spun, că uneori eu vreau și să cei le spun, cu experiență sunt cei care refuză să mai poarte acest echipament de protecție, tocmai pentru că au experiența multor ani în domeniul respectiv de activitate, lor nu li se poate întâmpla nimic pentru că știu. Da, asta este una dintre cauzele accidentelor de muncă în România. Faptul că, ce îmi spui tu mie ce să fac? Și iar dau un exemplu, accident din nou mortal. Mai de mult a fost chestia asta la liceul de la Simeria, căzut de pe schelă de la etajul 3, aflat și sub influența băuturilor alcoolice, și în discuția pe care o purtam la fața locului cu patronul firmei, întrebându-l: domnule, dar nu v-a făcut nimeni instruirea la locul de muncă, spunându-vă că trebuie să purtați cască, trebuie să nu consumați alcool la locul de muncă, că ba da, dar cine îl ascultă pe ăla? Deci cam acolo am ajuns. Aceasta la nivelul ăla. Aceasta este atitudinea care face diferența între viață și moarte până la urmă. Da, dar vedeți că asta vreau să spun. Partea asta altă cu neplata drepturilor salariale, cu eliberarea echipamentului de protecție, sunt metehne ale angajatorilor români și nu mă feresc să o spun, pentru că de fiecare dată mergem și facem verificări și lăsăm măsuri și sancționăm angajatorii, dar tot se perpetuează. Un lucru pe care iară nu-l înțeleg și n-am cum să-l înțeleg, anul trecut am avut, cred că, vreo 21 de sistări de echipamente de muncă și vorbim în majoritatea a schelelor. Vedeți că e plină și
și Deva e plină, Simeria e plină, orașele din județul Nedora de schele, pentru că se lucrează. Nimeni nu pune bază pe siguranța și sănătatea lucrătorului de pe schelă. Schelele sunt în mare majoritate incomplete, fără plasă de protecție, fără mână curentă, toate fără scară de urcare. Toate ar trebui să aibă acea plasă de protecție. Toate ar trebui să aibă, să fie complet echipate. Prea puține vedem așa. Prea puține, da. Spre și mergem și sistem schele peste schele și oamenii spun, când îi oprim din lucru, da, vă oprim din lucru pentru că siguranța dumneavoastră e mult mai importantă decât tencuiala unui perete două ore în plus sau în minus. De ce nu puneți totul la punct și după aia nu vă are nimeni treaba? Că nu avem o problemă să lucrați. Se conformează după ce faceți aceste controle și le puneți în vedere? Știți cum? Sustarea unui echipament de muncă presupune angajarea, anunțarea și parchetului. Pentru că e un pericol grav și iminent. În momentul ăla când lucrul e sistat, trebuie să se pună la punct pentru că noi nu dăm drumul la schelă până când nu ne face dovada că schela este completă și bine aranjată. De foarte multe ori am găsit schele fără talpa de protecție. S-au puse pe teren instabil. Adică pui o cărămidă și pe deasupra pui schela, dar pământul de sub joacă în toate felurile. Nu-i normal ce se întâmplă. Dar v-am spus, sunt metecne pe care zi de zi încercăm să le corectăm prin inspectorii de muncă. Eu zic că reușim, dar apar altele și altele și în fiecare zi suntem pe... Și astăzi am fost pe teren undeva în zona sării sporturilor, acelea schele neconforme, undeva, acelea schele neconforme și spuneam de lucrători, erau ucrainieni, da, în regulă, cu contracte de muncă la ei, cu pontaj la ei, cu pe linia relațiilor de muncă. Pe partea cealaltă, deficiențe destule. Și ați luat măsuri în acest... Colegii mei încă nu cred că s-au întors de pe teren, încă sunt pe teren, dar... Vom lua măsuri cu siguranță. Ați primit sesizare sau v-ați autosesizat în acest caz? De cele mai multe ori ne autosesizăm, pentru că mergem și la sesizare, dar de multe ori ne autosesizăm. Colegii mei au ca și obiectiv, începând de câțiva ani, controle inopinate pe raza tuturor localităților din județul Nedora. Adică, mai spuneam eu, controlul pe SSM este un pic mai elaborat, adică mergem pe nivel de Caen, da? Dar dacă un inspector de muncă care are Caen în metalurgie, vreau să spun, este totuși un inspector de muncă, nu trebuie să meargă precum calul cu ochelarii, să vadă doar, trebuie să mă duc la combinat, nu? Pe partea dreaptă a drumului vede un șantier care nu este în regulă, intră, sistează, face tot ce are nevoie. Încercăm să ne împrăștiem în tot județul să rezolvăm aceste chestiuni. Sunt 2-3 zile pe lună în care 2-3 inspectori fac numai acest lucru, iasă în teren fără un scop anume, doar ca să verifice chiar și vizual uneori șantierele din zone. Zona Deva... Și a fost descoperit și cel de la Deva. Cel de la Deva a fost pe o sesizare făcută de o persoană, dar știam de el pentru că noi l-am verificasem cu o perioadă înainte, acum o lună de zile și lăsasem 7 măsuri pe relații de muncă și nu știu câte, nici nu mai țin minte câte măsuri pe SSM. Acum am mers pe baza sesizării și mergem și pe verificarea măsurilor, vedem ce se întâmplă. Probabil că zilele următoare veți avea și informațiile... O să avem și informațiile clare de la ce se întâmplă. Trebuie să vedem și documentele, să vedem și ce se întâmplă la fața locului. Sunt multe probleme, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Unele dintre ele se mai reglează așa pe parcurs, altele însă continuă. Vorbim în această perioadă și despre o campanie națională de negociere a contractelor colective în ceea ce privește întreprinderile mici, dar și mijlocii. Au fost produse anumite modificări din acest punct de vedere? Da, aici campania de promovare a negocierii colective în întreprindere mici și mijlocii a fost dispusă de către Inspecția Muncii în perioada 1 februarie, 29 februarie 2024. Suntem aproape de finalul acestei campanii și avem ca obiectiv informarea angajatorilor și angajaților prin formele lor de organizare. Vorbim aici sindicate reprezentative, nereprezentative sau reprezentanța salariaților pe ceea ce înseamnă negocierea unui contract colectiv de muncă. În 25 decembrie 2022 a apărut legea 367 care înlocuiește legea 62 a dialogului social și aici s-au schimbat
niște condiții. Dacă pe legea 62 negocierea era obligatorie la un angajator cu un număr de salariați de peste 21, acum pe legea 367 negocierea este obligatorie la un angajator cu 10 salariați. De la 10 salariați în sus trebuie negociat. Trebuie negociat și negocierea începe la solicitarea oricărei dintre părți și având în vedere că la nivelul, fiind o campanie națională, eu vorbesc doar de nivelul județului Hunedoara, la nivelul județului Hunedoara undeva la 1450 de firme sunt cu peste 10 salariați față de 730 cât erau la 21 de salariați, deci avem un număr dublu de firme care trebuie să negocieze și să încheie un contract colectiv de muncă. Din statisticile la nivel județean și la nivel național, numărul contractelor de muncă nu s-a dublat, contractelor colective de muncă nu s-a dublat. Și atunci s-a considerat că această informare și promovare a negocierii este necesară ca și angajatorul și angajatul să-și cunoască drepturile din prevăzute de legea 367. Niște modificări în lege referitor la sindicate. Reprezentativitatea sindicatelor în vechea lege era de 50% plus 1, acum reprezentativitatea este de 35% și deci pot exista minim pot exista două sindicate reprezentative în cadrul aceleași unități. Și dreptul de negociere iarăși revine, dacă înainte era sindicatul reprezentativ sau reprezentanții salariaților, acum există patru posibilități de negociere. La nivelul sindicatelor reprezentative din unitate, la nivelul sindicatelor nereprezentative poate exista acest lucru, la nivelul federațiilor, unde sindicatele nereprezentative sunt afiliate, și la nivelul reprezentanților lucrătorilor. Toate într-o ordine stabilită de lege și care spune care sunt acești negociatori din partea salariaților. Din partea patronatului este foarte clar printr-o decizie, patronatul dă o comisie de negociere care merge mai departe. Deci în prezent fiecare firmă care are minim 10 salariați este obligată. Are obligativitatea de a purta acest dialog în primă fază și negociere cu privire la contractul colectiv de muncă și este obligatoriu să existe un sindicat. Nu este obligatoriu. Este obligatoriu să existe un sindicat. Sindicatul poate fi constituit la nivelul unității. Și dacă înainte, cum spuneam, 50% din numărul de salariați forma un sindicat și devenea reprezentativ, acum doar 35% pot forma un sindicat reprezentativ. Dar reprezentativitatea nu mai este obligatorie la negociere. În momentul în care există un sindicat nereprezentativ care nu obține reprezentativitatea în instanță, el poate negocia un contract colectiv de muncă cu angajatorul. Dar aici pot participa inclusiv reprezentanții salariaților, pentru că să zicem că un sindicat are din 100 de membri, are 3 membri și atunci ceilalți sunt reprezentați, deci se pot face combinații. Iar înregistrarea se poate face și dacă sindicatul nu este reprezentativ, chiar dacă sindicatul participă la negocieri, se poate face, se înregistrează și fără semnătura sindicatului nereprezentativ. Din cauza aceasta am încercat pe baza unei fișe suport puse la dispoziție de către Inspecția Muncii, o fișă suport de informare și promovare a negocierii colective, să informăm angajații lucrători despre drepturile de la negociere și aceste drepturi îmi permit să le citesc pentru că sunt mai multe. Este dreptul de asociere sindicală. Trebuie informați că ei se pot asocia într-un sindicat. Este cotizația sindicală care este nedeductibilă din este deductibilă din salariul de bază, deci scade impozitul. Este egalitatea de tratament în exercitarea drepturilor sindicale, accesul la funcții în organele de conducere, activitatea sindicală este garantată de lege, dreptul de informare, consultare și participare a angajaților la deciziile firmei prin negocierea colectivă. Efectele contractului de muncă până la urmă este un efect benefic asupra angajaților pentru că pot obține drepturi suplimentare. Eu nu spun că se obțin bani în plus, dar se pot obține și bani până la urmă. O primă de vacanță, o primă de Paște, o primă de Crăciun, o primă de ziua de naștere, o zile de concediu în plus. Sunt chestii care prin negociere pot duce la o bună, mai bună
o mai bună activitate și o mai bună, o mai mare stabilitate a angajatului în cadrul unității. Chiar dacă nu primesc bani în plus, așa cum spuneați puțin mai devreme, da, și faptul că, nu știu, poate ai o zi liberă, contează foarte mult pentru acei angajați. Da, iar toate aceste negocieri se fac între, cum spuneam, între patronat și sindicat, iar patronatul ei au și ei dreptul de a se organiza în asocieri patronale care să promoveze drepturile, au egalitatea de tratament, au informarea și consultarea și implicarea angajaților în deciziile pe care le iau. Iar vorbim de contractele colective prin care ei își asigură o mai bună stabilitate a forței de muncă, pentru că introducând în contractul colectiv de muncă o clauză prin care spui că odată cu împlinirea a 3 ani în firmă poți să-i dai 1% din salariu, odată cu 5 ani 2% și așa mai departe, eu cred că se fidelizează lucrătorul și atunci stă mai mult, nu-și mai există acea mișcare a forței de muncă din cadrul unui angajator. Acestea intră la categoria obligatoriu? Nu este obligatoriu, este lucruri care se pot negocia între cele două părți. Acum, multă lume nu înțelege că articolul ăsta are și legea asta are un articol care îi și protejează și pe angajatori și pe angajați la această negociere. Este un articol care spune, sper să nu mă înșel eu, cred că e articolul 97, care spune că este interzisă orice imixtiune a autorităților publice locale în negocierea, modificarea, executarea contractelor colective de muncă. Deci partea de negociere se află între cele două părți și noi suntem blocați în momentul în care încercăm să intervenim. Putem interveni, da, dacă angajatorul refuză negocierea. Acolo putem și putem obliga angajatorul prin măsurile dispuse, prin procesele verbale. Deci salariații pot apela la sprijinul dumneavoastră absolut, dacă da, există absolut, da, deschidere din partea angajatorului. Absolut, da. Ei pot apela la noi și noi putem să-i obligăm. Aici trebuie să înțeleagă toată lumea. Obligativitatea din legea 367 este obligativitatea de negociere. Nu există o obligativitate de încheierea unui contract colectiv de muncă. Nimeni nu poate forța două părți să încheie un contract dacă ele nu doresc acest lucru. Dar negocierea este obligatorie prin lege și este sancționabilă. Există și un termen limită până când vor fi nevoiți? Da, este un termen de 90 de zile, 60 de zile, 90 de zile pentru 60 de zile pentru încheierea unei finalizarea negocierilor. Nu se spune exact ce se întâmplă după cele 60 de zile. Nu se întâmplă nimic, asta este, dar amenziile au crescut pentru neînceperea negocierilor. Tocmai din acest lucru, din această cauză, facem această informare pentru toată lumea și pot să spun că amenziile sunt de la 50.000 de lei până la 50.000 de lei sau în anumite cazuri, cum ar fi ingerința în activitatea sindicală, poate merge la infracțiuni penale care sancționează cu 2 ani de închisoare. Campania asta este un pic legată de o campanie care se va desfășura pe tot parcursul anului, o campanie de informatizare și conștientizare a prevederilor legii 367. Deci, în totalitate ei, nu doar pe bază de negociere, ceea ce luna asta am făcut conștientizarea negocierii, legea 367 va fi dusă spre informarea și conștientizarea angajatorilor și angajaților la tot nivelul ei, pe tot parcursul anului până la 31 decembrie. Mai aveți și mai au cei care sunt direct implicați în aceste negocieri, mai au puțin timp la dispoziție să intre în legalitate, practic, și cu aceste negocieri. Acum, în legalitate, da, trebuiau să intre începând cu 25 decembrie 2022. Ne-ai mai plăsuiți puțin. Noi informăm și lăsăm să cu toate că în momentul apariției acelei legi, nu chiar în decembrie, prin luna aprilie, dacă nu mă înșel, 2023, am trimis de la Inspectoratul Teritorial de Muncă 1450 de scrisori pentru fiecare entitate care are peste 10 salariați. Practic ați acoperit și i-am informat de apariția legii. N-am informat despre alte minuni, le-am explicat că a apărut această lege care cuprinde anumite modificări. Începând de luna viitoare, din luna martie, după acțiunea de conștientizare, o să începem să facem verificări mai amănunțite la firmele cu 10 salariați, să vedem dacă pun în practică această negociere. Sunt modificări și în ceea ce privește salariul minim și ne spuneați că începând cu acest an vor fi
majorări în ceea ce privește salariul. Aveți de lucru și din acest punct de vedere? Trebuie să fiți în teren, trebuie să informați pe angajatori, pe angajați cu privire la acest lucru? Sunt probleme sau se conformează și aplică legea? Până acum, legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2022, dar ea nu putea fi aplicată decât la 1 ianuarie 2024, pentru că articolul din lege spune că începând cu 1 ianuarie 2020, salariul minim de bază, minim brut pe țară garantat în plată, poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni. Deci astfel că dacă la 1 ianuarie 2022 a avut salariul minim pe economie, la 1 ianuarie 2024 trebuie crescut. Legea nu spune cât se crește acest salariu, cu cât se crește salariul. Spune doar că nu mai poate exista salariul minim pe economie. Deci sunt sume care se negociază între salariat și angajator. Acum intervine o problemă și problema asta trebuie să o cunoască și salariații și angajatorii. Prin codul de procedură fiscală există o facilitate în sumă de 200 de lei pentru care nu se plătesc impozite și taxe în salariul minim pe economie. Această facilitate nu mai există dacă salariul nu mai este minim pe economie. Este o sumă de, cum să vă zic, dacă trece cu un leu de 3300, această facilitate nu mai există și atunci apare scăderea salariului net. Chiar dacă salariul brut crește, salariul net scade, pentru că se aplică impozite la cei 200 de lei. Este o reglementare existentă în codul de procedură fiscală, care se poate evita 100% pe bază de negociere între cele două părți. Din calculele noastre, o sumă de 154 de lei aplicată salariului minim pe economie duce la păstrarea salariului net în plată. Aici, dacă vreți să discutăm puțin, este și tot în favoarea salariatului această creștere, pentru că crește salariul brut, cresc contribuțiile către pensii, către sănătate, deci valoarea punctului de pensie poate crește. Chiar dacă salariul net rămâne același, poate crește valoarea punctului de pensie. Prin acea sumă de 154 de lei, care merge în sus. Cine acceptă, vorbeam de negociere, da? Exact. Cine acceptă creșterea cu un leu, cu 2, cu 3, cu 5, își asumă și acea scădere a salariului net în plată. Dar, cum spuneam, negocierea trebuie să facă parte din procesul de muncă până la urmă și atunci, ajungând la o concluzie, și angajatorul trebuie să-și dea seama că îl ajută pe salariat cu creșterea de 154 de lei și salariatul trebuie să accepte ca să înțeleagă că îi poate crește punctul de pensie atunci când ajunge la pensionare. Și ar trebui să facă aceste negocieri fără temeri, fără să existe acea frică. Absolut. Mă prezint în fața șefului și vin cu anumite propuneri, dacă nu le acceptă, dacă va fi mai rău decât până acum. Absolut trebuie, pentru că este o lege, este prins în lege această creștere salarială și atunci negocierea trebuie să existe și să o facă. N-am descoperit încă pe teren acest lucru, adică toată lumea a făcut această creștere. Am descoperit și chestii de genul ăsta, au crescut cu un leu, 3301, da, 1998 față de 2079. E, aici înscrie și un semn de întrebare din punctul meu de vedere. Și aveți cine acceptă? Ce să faceți? Puteți să faceți ceva în acest sens? Nu putem face nimic, doar că ne întrebăm și noi. De ce oare angajatul a acceptat scăderea salariului minim pe economie? Net vorbesc, nu brut, că brutul se respectă. Și iată că ne întoarcem la acea zonă gri. Acea zonă gri. Eu am semnele de întrebare și pun o paranteză, spun muncă la gri. Dar iar revin la faza cu negocierea. Este o negociere între două părți, nu ne băgăm atâta timp cât se respectă codul muncii și hotărârea de guvern cu salariul minim pe economie, e tot în regulă. Ce pot să mai spun și trebuie să fac această precizare, această majorare la 24 de luni nu se aplică firmelor din construcții și din agricultură. Ele, salariul minim pe economie, în construcții și în agricultură, este altul, este stabilit printr-o excepție, printr-o ordonanță de urgență a guvernului, printr-o excepție a hotărârii de guvern pe salariul minim pe economie. Fiind o excepție,
Reglementarea din Codul Muncii nu se aplică acelor domenii de activitate. Și asta trebuie spus pentru că au fost foarte multe întrebări în acest sens. În construcții și în agricultură nu se aplică creșterea din salariului din OUG 142 din 2021. Economie. Acestea sunt singurele excepții. În această perioadă ați avut campanii destul de intense, să spunem. Ați luat în vizor, așa cum ne place nouă celor din presă, să spunem, și servisuri auto și aceste cum să le spunem, saloane de înfrumusețare din județul Hunedoara și nu numai. Ați descoperit sau vă așteptați probabil să descoperiți și unele nereguli, ați aplicat și sancțiuni. Da, să încep cu sănătatea, securitatea în muncă, unde am avut campania națională de control în domeniul angajatorilor care desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor, codul CAEN 452. La nivelul județului Hunedoara au fost verificate un număr de 21 de unități cu 87 de lucrători, descoperindu-se 38 de deficiențe. Nu au fost deficiențe grave care trebuiau sancționate cu amenzi pecuniare. Am aplicat 38 de avertizmente și trebuie să spun care sunt deficiențele frecvent constatate în acest domeniu, pentru că sunt lucruri care, neîndreptându-se, pot duce la afectarea sănătății, securității lucrătorilor. Deci angajatorul nu a evaluat toate riscurile pentru securitatea, sănătatea, muncă pentru toate posturile și locurile de muncă din unitate. Adică, cum spuneam, dacă cel care lucrează la elevator, da, are evaluat locul de muncă, cel care schimbă un cauciuc nu l-avea. Și atunci trebuie corelate. De multe ori nu s-a asigurat controlul medical la angajare sau la cel periodic pentru toți lucrătorii. Adică se uită, am făcut acum un an, o expirată, am uitat să-l fac. Cam asta e explicația. Sau îl bagă direct în câmpul muncii fără să-i facă acest control periodic. Nu se face examinarea și instruirea periodică și, bineînțeles, eliberarea de adeverințe pentru operatorii care deservesc macaralele, elevatoarele, ce se mai zice, practic, mare parte din utilajele, echipamentele folosite de muncă folosite în acest domeniu și nu s-au identificat și sau nu s-au nominalizat în planul de prevenire și protecție toate zonele cu risc ridicat și specific din unitate. Mai erau semnalizarea de securitate și sănătate în muncă nu era efectuată, în sensul de nu erau afișate lumina de siguranță, nu erau panourile electrice și ca ultimă neconformitate mai des constatată a fost verificarea periodică a instalațiilor de legare la prizele de pământ. Cam astea au fost cele 38 de deficiențe. Se cam joacă cu focul unii. Unii se joacă cu focul. Doar așa, din câteva elemente pe care ni le-ați enumerat și câteva dintre neregulile pe care le-ați descoperit în urma controalelor. Da, v-am spus, nu erau lucruri grave sau pericol grav și iminent, care pot genera la pericol grav și iminent. Referitor la RME, la campania de identificare a cazurilor de muncă nedeclarate la angajatorii care desfășoară activitatea în domeniile coafură și alte activități de înfrumusețare, s-au făcut în județul Hunedoara în perioada 17-20-1, deci aproximativ 4 zile, un număr de 43 de controle și s-au dispus 45 de măsuri obligatorii, s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale corespunzătoare, adică 12 avertizmente până la urmă, n-au fost sancțiuni, n-au s-a descoperit muncă fără forme legale, ceea ce pentru mine e un lucru. Doamnele sunt mai conștiincioase, probabil. Nu neapărat doamnele, că mergeam și pe frizerii, să știți, și la frizerii, nu numai cu afură, tot ce înseamnă activități de înfrumusețare, ce bărbații nu trebuie să fie frumoși, doar femei. Da, nu s-au găsit lucruri grave, se găsește timpul de muncă, timpul de ognină, lucru în sâmbete și duminici fără spor, neîncheierea unui contract de muncă nu a existat. Mare parte, fiecare lucrează pentru el, închiriază un scaun într-o frizerie sau într-un coafor, dar lucrează cu contract de muncă
pentru a-și asigura și el vechimea, și atunci sunt lucruri care se încalcă, dar, cum spuneam, timpul sunt de nu sunt grave care muncă, ore suplimentare făcute și neplătite sau necompensate cu timp liber corespunzător. Sunt lucruri pe care s-au lăsat măsuri și o să verificăm măsurile în perioada următoare, să vedem dacă fiecare și-a însușit ceea ce inspectorii de muncă au dispus. Și dacă nu, e posibil să aplicați și dacă nu, aici amenzile pot fi de două feluri. Amenda pe neîndeplinirea măsurilor, care merge pe legea 108, legea de organizare și înființare a inspecției muncii, care este între 5.000 și 10.000, sau pe legea pe codul muncii, unde articolul 260 specifică fiecare amendă pe diferitele forme de încălcare a legii. Mai avem 2 minute din această emisiune. Știu că o veche problemă o aveți cu acele cărți de muncă neridicate și aveați, cred că, mii de astfel de documente în arhivele instituției. Mai aveți această problemă în condițiile în care cred că mulți dintre cei care aveau acele cărți de muncă sunt fie pe punctul de a se pensiona, fie urmează și au nevoie de aceste documente? Da, încă avem această problemă. Dacă acum câțiva ani, când ajungeam inspector șef la ITM, aveam un număr de 14.000 de carnete, acum mai avem 11.800, tot foarte și multe. Totuși au trecut câțiva ani buni de când sunteți da, la conducerea acestei instituții și iată că ele în continuare sunt aici. Sunt de foarte ce? Multe. Probabil că nimeni nu conștientizează că are nevoie de ele. La ora asta. Sunt foarte multe persoane plecate. Avem o parte dintre ele neînchise. Neînchise însemnând și nici nu mai putem să le închidem noi. De ce? Pentru că decretul lege care reglementa carnetele de muncă a fost abrogat și atunci nu mai putem interveni pe carnete, deci nu mai avem temeiul legal să intervenim pe aceste carnete, iar totul se poate obține pe adeverințe de la foștii angajatori, ca să dovedească că acel contract de muncă este încheiat la un moment dat. Adeverințe solicitate de către salariat, da. De către salariat. Și dacă firmele respective mai există, pentru că sunt și aceste... Dacă firmele mai există, aici există cele 3 categorii de eliberatori, să le spun așa, de adeverințe. Este angajatorul, acolo unde angajatorul există, deținătorii legali de arhivă, printre care ne regăsim și noi, pentru că noi avem arhiva tuturor societăților comerciale care au depus și n-au avut derogare să țină cărțile de muncă, carnetele de muncă în regie proprie, și operatorii de arhivistică, cei care sunt unde plătești ca să-ți obții. Și la noi, ca să obții o adeverință, plătești, dar e o sumă modică, e vorba de 20 de lei, o sumă stabilită prin ordin de ministru. Dar eu... având în vedere că se începe intră în vigoare o nouă lege a pensiilor în care există un mod de recalculare. Nu o să dau amănunte pentru că e treaba deci ca, mai avem timp, din păcate, dreptul casei de pensii, dar eu rog angajații care consideră că au nevoie de această recalculare să contacteze în prima dată, în primul ceas, cum se spune, angajatorul de unde poate obține acele adeverințe, iar apoi să opteze la deținătorul legal de arhivă și la operatorii autorizați. Bineînțeles, acolo nu se poate, trebuie mers pe toate căile. Da, e un drum destul de anevoios acesta, dar... Anevoios, dar... necesar până la urmă pentru cei care sunt în această situație. Noi le asigurăm toate condițiile pentru obținerea acestora, doar în momentul în care operatorul economic de la care solicită este în funcțiune, o să-i trimitem acolo pentru că e treaba operatorului economic. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm să vedem și care sunt rezultatele campaniilor pe care le derulați în această perioadă. Nu am apucat să discutăm despre toate campaniile care urmează să le derulați în județul Hunedoara. Un număr de 27 de campanii pe decursul acestui an. Dacă mai aduceți și câțiva oameni, probabil că veți reuși să faceți lucrurile mult mai bine, mai rapid, pentru că spuneați că există deficit de personal, din păcate. Probabil că nu sunteți singura instituție care se confruntă cu această problemă, dar sigur nu. Cine știe, poate anul acesta vom avea surprize și iată, vor mai fi oameni care vor putea fi angajați în primul rând în acest sistem. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!